Bună seara și bine ne-am regăsit la un webinar Merito în colaborare cu Asociația Eduviz despre poveștile și aplicarea lor la clasă și nu numai. Sunt Doina Geru, directorul Casei Corpului Didactic din Galați și împreună cu prietenii de la proiectul Merito, cărora le mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestui webinar și împreună cu Asociația Eduvid și cu oaspeții pe care îi voi prezenta imediat, vă oferim o oră și jumătate de povești. Ca să facem un pic de De ce poveștile? Pentru că poveștile ne însoțesc peste tot și atunci am spus că de o vreme încoace, Asociația Eduvit organizează niște webinarii pe care le-a organizat în parteneriat cu proiectul Merito, inclusiv la forumul Merito care a avut loc la Galați și nu numai. Aceste webinarii au avut ca și temă poveștile pentru educarea caracterului. Cum folosim poveștile la clasă? În educarea caracterului. Noi în seara asta am invitat pe facilitatorii acestor webinarii, pe care i-am cunoscut la forumul Merito de la Galați, care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, aceiași facilitatori care au desfășurat atelierul despre educarea caracterului prin povești și la forumul de la Merito de la Gura Râului și la forumul Merito de la Râșnov și vor mai organiza ateliere și la alte forumuri. Au organizat asemenea pe parcursul verii care a trecut și au organizat ateliere online, instruiri online despre educarea caracterului prin povești și despre folosirea poveștilor la clasă. Și astfel că a venit ideea unei întâlniri ca un follow-up, ca o întâlnire ulterioară evenimentelor care s-au desfășurat până acum, o întâlnire cu profesorii care au participat la aceste ateliere și în care să discutăm despre cum s-a întâmplat, ce au făcut profesorii cu informațiile pe care le-au aflat la forumurile Merito, la atelierele ținute de facilitatorii invitați. Dacă au aplicat la clasă, ce au învățat, dacă le-a ieșit, dacă ceva necesită îmbunătățiri, să vedem dacă poveștile care se întâmplă la forumurile Merito ajung într-adevăr la clasă, la elevi, de la profesorii care le aplică. Pe scurt, vreau să vă fac cunoștință cu invitații de astăzi. Și anume, l-avem invitat pe Alec Blenche. Alec, bine ai venit! Alec este scriitor de povești pentru copii. Bine ai venit, Alec! Ai microfonul închis. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să ne vedem în această seară aici. Îți mulțumesc că ai venit direct din Danemarca, așa. Ai aterizat foarte curând și ai venit împreună cu Alec. A venit Ana Maria Blenche, care este președintele Asociației Eduvit, asociația care organizează aceste webinarii atât de utile pentru educarea caracterului prin povești. Ana Maria a venit aici în calitate de mămică de data aceasta. Exact. Mulțumesc că ai venit, Ana Maria, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și împreună cu ei este profesoara emerită Mirela Spiță. Mirela este profesoară la școala Alexandru Ioan Cuza din Bacău și vrea și a invitat aici câțiva oaspeți dintre
participanții la webinarele, la forumurile Merito și la atelierele pe care ei trei le-au susținut, la forumurile Merito, e invitat să ne arate cum au făcut ei, de-au dus poveștile la copii la clasă. Mulțumesc foarte mult că ești aici, Mirela. Bun regăsit! Am un fir în creștim de la instruirile de astă vară. Suntem ca în familie. Îmi doresc tare mult să fie o discuție deschisă, liberă, sinceră despre ce înseamnă proiectul de formare a caracterului prin virtuți și povești, din momentul în care ne-am cunoscut cu el și până astăzi, ce înseamnă implementare și care sunt satisfacțiile. Da, am adus alături de noi patru dintre prietenii noștri, câte un reprezentant din fiecare forum, Râșnov, Gura Râului și Galați și un reprezentant din formările online pe care l-am desfășurat astăvară. Mulțumesc, Mirela. Eu aș avea o singură, înainte de a începe, și aș vrea să-i adresez o întrebare lui Ale, că aș avea o singură rugăminte pentru colegii care sunt în Zoom cu noi. În Zoom astăzi am invitat colegi care au participat la atelierele noastre de la forumurile Merito. Pentru manifestarea respectului față de noi și față de colegii care ne urmăresc pe Facebook, aș vrea să vă rog să rămâneți cu camerele deschise, pentru că transmisiunea este. Noi transmitem în direct pe Facebook, pe pagina Merito și pe pagina CC de Galați, transmitem aceste povești și vă rugăm frumos ca respect pentru noi și pentru și pentru spectatorii care ne privesc și pentru toți colegii din țară care ne privesc, să rămâneți cu camerele deschise. Și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Alec, o să încep cu tine, pentru că de fapt tu ești cel care scrie poveștile pe care noi ne bazăm în acest moment la clasă și pe care s-au bazat atelierele de până acum. Ale, de ce sunt atât de importante poveștile? Da, mai spun o dată bună seara și desigur marea, marea bucurie de a fi aici și marea bucurie de a se fi organizat un astfel de moment în care încercăm să ne regăsim cu oamenii care au fost în ateliere, dar și cu mulți alții care sunt aproape de acest proiect. Poveștile sunt la baza acestui proiect, dar nu sunt numai la baza acestui proiect. Cred că poveștile sunt la baza societății în care trăim, sunt la baza făpturii noastre, sunt la baza sufletului nostru și au o mare legătură cu educația. E un lucru care, cred eu, a fost destul de ignorat în ultima vreme. Eu l-am descoperit personal scriind povești pentru copii și mi-am dat seama că are mare legătură cu atenția. Atenția este, cred că, cea mai importantă resursă a creierului nostru. Și ce ne dorim cu toții și ce se dorește în această perioadă este să ni se capteze atenția. Noi, dacă dorim să educăm un copil într-un anumit sens, va trebui să-i captăm atenție. Și cum putem să facem asta decât mai bine decât printr-o poveste? Ne dăm seama astfel cât de importantă este povestea, pentru că povestea captează atenția destul de repede, mai ales dacă este o poveste bună, și mai ales dacă există în acea poveste o șansă de a evada din lumea în care trăim. Asta este magia pe care o aduce povestea, este ceea ce reușește să facă orice poveste bine scrisă, să transporte și cititorul, dar mai ales ascultătorul, într-o altă lume. Și acolo, în această altă lume unde ești transportat, reușești să înveți lucruri noi mult mai ușor. Creierul, atunci când el simte că poate să învețe ceva nou, acordă energie pentru a fi atent și a capta informațiile într-un mod mult mai ușor. Să vă dau un exemplu. Dacă mama îi spune lui Ionuț, Ionuț, când mergi în pădure să nu mănânci fructele roșii, Ionuț, când ajunge cu prietenii lui în pădure peste vreo 2-3 zile, nu-și mai aduce aminte ce a zis mama. A zis să nu mănânc fructele roșii sau fructele albastre, sau a zis să le mănânc sau să nu le mănânc. Dar dacă mama îi citește lui Ionuț o poveste în care personajul principal este avertizat să nu mănânce fructele roșii sau le mănâncă și pățește ceva, cu siguranță că Ionuț își va aduce aminte
că nu trebuie să mănânce fructele roșii. Povestea dă context învățăturii. Și atunci când avem context pentru învățare, învățarea se întâmplă mult mai ușor și mult mai natural și mult mai bine decât în alt fel. E un lucru foarte interesant la care m-am tot gândit astăzi, căutându-mi idei pentru această întâlnire, faptul că și acasă și mai ales la școală ne așteptăm ca atunci când ne dorim să educăm copiii să vină doar cu creierul lor la noi. Și noi să le spunem informații și ei să le introducă în creier. Copiii nu vin numai cu creierul, ei nu-și lasă acasă inima, sufletul, emoțiile. Ei vin la pachet și noi trebuie să ne adresăm copiilor la pachet. Poveștile au această putere de a se adresa întregului, accesând în primul rând emoția, accesând inima și mai apoi creierul. Este o cale pe care noi am inversat-o în ceea ce privește multe aspecte ale educației care se întâmplă la noi. Proiectul nostru a inversat această cale și noi accesăm mai întâi inima și apoi accesăm mintea. În felul acesta, copiii sunt mult mai deschiși să învețe, sunt mult mai atenți și sunt mult mai fericiți. Ce am făcut eu și care a fost experiența mea și probabil multă lume o știe deja, este că acum 10 ani m-am dus într-o școală unde doream să-i învăț pe copii mai multe lucruri despre ce înseamnă să trăiești sănătos și simțeam această barieră între mine și ei, pentru că încercam să mă adresez minții, să le spun, uite, astea sunt fructele cele mai sănătoase, uite, închideți robinetul după ce vă spălați pe dinți, că natura suferă, că apa, că nu știu ce și nu știu cum. Și la un moment dat am zis stop, va trebui să scriu o poveste despre asta. Și pur și simplu am făcut doi pași înapoi și am început să scriu prima mea poveste, Eru și Valea Răbdării. Și dintr-o dată am reușit acest lucru magic pe care toată lumea îl caută și pentru care toată lumea plătește foarte mulți bani de captare a atenției. Era liniște. Când intram în clasă și îmi scoteam foile pe care scrisesem, era liniște. Toată lumea aștepta să vadă ce s-a întâmplat în poveste. Și ușor, ușor, în acea poveste am inserat elemente de dezvoltarea caracterului, despre răbdare, despre prietenie, despre bunătate, dar și de alimentație sănătoasă, cum dacă mănânci morcov, poți să vezi noaptea, cum dacă mănânci nucă, poți să gândești mai bine. Și copiii aceștia și mulți alți copii care au citit această carte mai apoi au reușit să învețe in the background, da? În spate, fără pur și simplu să-ți dai seama, pentru că aia e cea mai frumoasă învățare când înveți și nu-ți dai seama că înveți. Eu te-aș întreba un pic despre provocările pe care le poate avea folosirea poveștilor la clasă. Pentru că, bun, poveștile sunt foarte frumoase, se aplică peste tot, copiii sunt interesați. Chiar așa sunt un panaceu al atenției, al captării atenției și al motivației la clasă sau sunt și provocări când folosesc poveștile la clasă? Mereu sunt provocări și sigur că Mirela are mult mai multe exemple practice despre ce se întâmplă la clasă. Sunt provocări, dar ține foarte mult de, cred eu că ține foarte mult de câteva aspecte. De felul în care te pregătești pentru a spune poveste. Trebuie să fii un maestru al poveștilor, să poți să scoți din joben o poveste și deodată, în orice stare ar fi copiii, tu să le captezi atenția. Nu trebuie să te pregătești, trebuie să pregătești ora, trebuie să pregătești clasa, trebuie să știi să fii un bun cititor. Nu toți suntem buni cititori de povești, dar putem să ne pregătim și putem să ajungem să fim cititori, hai, poate nu extraordinar, dar acceptabil încât să putem să accept, să captăm această atenție. Și trebuie să găsim cele mai potrivite povești pentru copiii noștri. Degeaba le citești povești despre, știu eu, extraterestri, dacă copiii nu sunt atrași de domeniul ăsta, nu înțeleg, nu știu ce e aia. Trebuie să-ți cunoști foarte bine publicul. Eu am mereu în minte această imagine a cititorului care era, la un moment dat, era un om plătit care mergea din sat în sat și le citea povești copiilor. Adunați în jurul focului seara. Și eu am trăit asta în viața mea. Am avut un bunic extraordinar care era un povestitor foarte bun și seara ne puneam în pat lângă el și era momentul preferat al zilei, în care ne spunea povești despre armată, cum luptase el în al doilea război mondial, în Munții Tatra, pe nu știu ce. Și acum mi-amintesc foarte bine anumite pasaje și, bineînțeles, îmi aduc mai multă emoție.
acelui moment. Și cred că asta este ceea ce un părinte, profesor, orice om care vrea să spună povești, trebuie să creeze acest cadru în care copilul să poată să se predea, să se simtă în siguranță și apoi să traverseze pur și simplu punctele astea dintre real și ireal, în care se poate întâmpla absolut orice. Oricine poate să o facă, e o unealtă la îndemâna oricui, doar va trebui să străduiască, să învețe, să studieze un pic, să exerseze un pic și noi, în cadrul Eduvit, pregătim un astfel de atelier în care să putem să învățăm pe oricine cum se citește o poveste și care sunt elementele importante. La un moment dat trebuie să te oprești, trebuie să ajuți copilul să cristalizeze învățătura, o să vorbească mai mult fetele despre asta. Sunt niște elemente pe care dacă nu le cunoști sau nu le faci intuitiv, multe, multe mămici o fac intuitiv. Seara la culcare, când își iau copilul și citesc, se opresc, dar mami, tu cum te-ai simți dacă s-ar întâmpla asta? Dar tu ce ai spune? Dar și face mai mult decât multe universități. Aceste nopți petrecute împreună citind povești fac mai mult decât mulți ani de studiu la universitate. Vreau să te mai întreb un lucru apropo de tehnica aceasta de a spune povești. Sunt unii povestitori care spun poveștile și la sfârșit îți spun și morala și spun, uite, vezi, dacă ai avut răbdare, tu ai reușit să treci acel impediment sau, mă rog, deci spun și morala. Alții sunt, fac în așa fel încât povestea, lasă povestea fără morala de la sfârșit, în așa fel încât fiecare copil să asculte și să treacă prin filtrul său și prin experiența sa și să își tragă propria lui învățătură. Care este cea mai bună utilizare a poveștilor, după părerea ta? Bineînțeles că cea mai bună și ideală variantă este aceea în care povestitorul transmite tot prin poveste. Acum depinde mult și de poveste. Dacă povestea este scrisă astfel încât să poată să transmită totul prin poveste. De exemplu, dacă în poveste avem un personaj care este foarte atent, responsabil, are grijă de lucruri, dacă autorul reușește să transmită acest lucru fără să menționeze cuvântul responsabil sau atent, a făcut o treabă foarte bună. Și copilul va înțelege din start ce înseamnă să fii atent și responsabil. Dacă autorul spune pur și simplu, el este atent, este responsabil și servește mură în gură, învățarea este mult mai grea pentru că nu are contextul, nu are exemplul. Și va trebui la sfârșit să-i explici mai mult copilului. Niciuna nu este greșită și la fel trebuie să ne cunoaștem foarte bine auditoriul. Unii copii înțeleg mai ușor, unii copii nu înțeleg, au etape de dezvoltare diferite și să facem în așa fel încât învățătura lor să fie una cât mai plăcută. Cred că cel mai important lucru este să le placă. Sunt povești care te lasă pur și simplu cu gura căscată, sunt povești care te lasă visând, sunt povești care te provoacă. La început nu-ți plac, pentru că apasă pe niște butoane, te regăsești în anumite personaje care nu sunt cele mai plăcute. Sunt povești care pur și simplu sunt doar pentru entertainment, pur și simplu te distrezi, râzi, așa. Dar cele mai importante povești sunt acele povești care deschid porți în tine, porți prin care tu să poți să crești, să înțelegi mai multe lucruri, să evoluezi, poate nu astăzi, nu mâine, sunt semințe care se seamănă acolo și în timp. Când va veni acel moment în care va trebui să faci o alegere, să faci cea mai bună alegere. Pentru că, până la urmă, și educația caracterului, ceea ce promovăm noi prin acest proiect, ține foarte mult că dacă tragi o linie la sfârșit, după ce facem tot ce facem, noi ca părinți acasă, profesorii la școală, este să aducem copilul ca în acel moment în care el trebuie să facă o alegere, să facă cea mai bună alegere în contextul dat, în situația dată și cu cele mai bune rezultate. Despre asta este. Momentul în care învață să facă alegeri potrivite, înseamnă că toată munca din spate a fost o muncă bună. Alec, mulțumesc pentru tot ce ai spus până acum. Revenim la tine și ne mutăm un pic la Ana Maria, pentru că Ana Maria este aici în calitate de mămică, care folosește foarte mult poveștile acasă cu copilul vostru. Ana Maria, Excelent.
Da, povestește-ne din experiența ta de mămică utilizatoare de povești. Partea teoretică deja a prezentat-o Alec. Eu pot doar să spun că partea practică, care este și cea mai plăcută, aduce foarte multe satisfacții. Noi citim, cred că din prima zi de viață, citim cărți variate. Bineînțeles, am plecat de la cărțile ilustrate și acum am ajuns să citim romane în continuare împreună. Pentru simplul motiv personal, pentru că creează acel moment de conexiune între mine și copil. Și asta este, cred eu, foarte important. Părinții, din păcate, pierd conexiunea cu copiii mult prea repede. Avem în continuare nevoie să fim aproape de ei, să fim prezenți în lumea lor ca să-i putem observa, să-i putem ghida și să-i putem ajuta atunci când au nevoie. Dacă la început cărțile sunt metode de petrecerea timpului, de învățare, pe măsură ce copilul crește, cărțile devin unelte de descoperire. Ajungem să ne descoperim în personaje și să înțelegem lucruri care se întâmplă de fapt în noi. Fetița noastră are 10 ani, în curând 11, și în continuare citim, așa cum am mai spus. Ea are cam 3 serii de cărți pe care le citește sau pe care le citește în paralel. Cartea de seară de aventuri, pe care o citim împreună, întotdeauna pe voci și cu dramatizare. O carte de cultură generală și o carte la alegerea ei. Am ținut neapărat să aibă sentimentul că este în control a ceea ce citește. Este foarte important să-și mențină iubirea și pasiunea vie pentru cărți, citind ceea ce îi place. Fie că este o carte ușoară sau mai ușoară decât pentru vârsta ei, trebuie să o citească cu plăcere, iar celelalte vor veni, cum să zic, la pachet. Le va citi și pe ele cu plăcere, odată ce își satisface această nevoie a ei. Ai avut, scuze, da, No, spune-mi, te rog. vroiam să te întreb dacă ai avut în minte câteva modele de cărți pe care i le-ai indus când era foarte copil foarte mic, în Da, așa fel încât să-i placă să citească după aceea, ulterior. mulțumesc pentru întrebare. Noi am descoperit o filozofie, să zic așa, de educație bazată pe cărțile vii, cărțile clasice. Am citit foarte mult tot ce ține de Cartea Junglei, varianta completă, poveștile clasice, dar și poveștii care să inducă morală și aventură. Un exemplu în acest sens cred că ar fi aventurile lui Winnie the Pooh. Acolo personajul este atât de simpatic și atât de drăgălaș încât poate fi urmărit de la vârsta de 3-4 ani până la vârsta de, nu știu, și 12 ani, pentru că descoperi pe măsură ce recitești învățăminte și trăiri cu care poți să rezonezi. Deci am avut cărți pe care le-am recitit și la vârste mici și la vârste mai mari. Și asta cred eu că face dintr-o carte o carte cu adevărat bună. Faptul că revii asupra ei. Și mai ales faptul că copilul acceptă să revii și vrea să revii asupra ei. Și Adică. chiar singură revine și alege să recitească atunci când își dorește. Da. Tot ce ai făcut tu, apropo de faptul că ai citit împreună cu copilul tău, crezi că a avut, a influențat, se vede că i-a influențat caracterul? În sensul că a devenit curioasă și independentă. Și asta e ceea ce mi-am dorit de la început, să-i trezesc apetitul pentru lectură. După părerea mea,
Cel mai important lucru în educația unui copil este caracterul, apoi este partea intelectuală, trezirea curiozității și dacă stârnește apetitul unui copil pentru lectură și pentru cunoaștere, partea academică vine singură, el învață singur și printr-o motivație intrinsecă. Și atunci notele și presiunea societății nu vor mai avea același efect asupra lui. Cu siguranță. Care este impactul deci impactul cititului și al poveștilor? Știți, toată lumea se plânge, majoritatea părinților și a profesorilor se plâng că copiii din ziua de astăzi nu mai citesc. Văd că îmi spui, copilul tău citește trei lecturi paralele pe zi, și aș vrea să te întreb dacă găsește timp să facă și alte lucruri pe care le fac copiii în mod normal la vârsta de 10 ani, 10-11 ani. Știu eu, se joacă pe calculator sau se uită pe tablet sau se uită la calculator sau pe internet. Lucruri pe care le fac în majoritatea timpului copiii din ziua de azi. O să le iau pe rând. Da. În primul rând, ne facem timp pentru lectură. Indiferent cât de obosit am fost, în fiecare seară, mi-am rezervat cel puțin 10 minute pentru lecturarea unui capitol împreună. Apoi, timpul pe care îl petrece în fața ecranelor sau, să zic, cu tehnologia, este un timp pe care ea îl folosește activ și din care ea învață. Spre exemplu, lucrăm la anumite proiecte ce necesită cercetare pe anumite domenii. Și atunci ea folosește internetul pentru a afla. Limităm cumva accesul la aceste platforme sociale. Nu are cont de Instagram, Facebook și așa mai departe. Și totul se face bazat pe încredere și sinceritate. Am ținut foarte mult morții și amândoi, și eu și Alex, să dezvoltăm acest mușchi al sincerității, în primul rând față de ea și apoi față de noi. Pentru că dacă nu suntem sinceri cu noi, nu vom putea să fim sinceri cu ceilalți. Și ne-am dorit să avem o relație bazată, în primul rând, pe sinceritate, în care orice se întâmplă, știe că ea poate veni la noi și să se va rezolva. Apoi, legat de această expresie că copiii nu vor să citească, sunt de acord cu ceea ce zicea J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, că nu există copil care să nu citească, ci cartea pe care nu a descoperit-o încă. Așadar, cum zicea și Alec, aș încerca să văd, să observ copilul și să îmi dau seama care sunt pasiunile lui acum, la momentul ăsta. Nu e nimic rău să fii pasionat de fotbal, să fii pasionat de mașini, să fii pasionat de, nu știu, mașini de construcții și așa mai departe. Hai să explorăm pasiunile tale. Cine a fost cel mai faimos fotbalist? Hai să citim despre el. Hai să mergem să vizităm o librărie, o bibliotecă și să căutăm cărți despre el și informații despre el. Și atunci, pas cu pas, bucățică cu bucățică, trezim un copil curiozitatea de a cerceta și de a se apropia de carte, dacă îi punem la dispoziție cartea în prima fază. Da? Noi avem un obicei în casa noastră că ne împiedicăm mereu de cărți. Sunt cărți peste tot. Asta din dorința mea de a oferi un prilej de lecturare oricând, chiar și la baie, nu e nimic rău în asta. Așadar, oricând te plictisești, ai ocazia să răsfoiești o carte pe care poate ai mai citit-o cândva, dar acum ți se pare iarăși interesantă. Și noi, ca adulți, facem la fel. Și încurajăm foarte mult aceste momente de plictiseală. Adică nu oferim instant telefonul, nu oferim instant o soluție la plictiseală, ci punem întrebări.
Ce crezi că te-ar face să scapi de plictiseală? Ce idei ai acum? Ce idei trec prin minte? Și dacă se poate, punem în aplicare. Dacă nu, încerc să îi aduc sub nas o carte care cred eu că i-ar trezi sau i-ar satisface cu o curiozitate anume. Ideea este să fim atenți, prezenți și să ne conectăm mereu cu copiii și atunci vom găsi soluții de fiecare dată. Nu există soluții. Întotdeauna există soluții dacă le căutăm, dacă suntem atenți. Sigur, eu aș vrea să subliniez câteva lucruri care mi-au atras atenția la ceea ce ați vorbit voi și la ceea ce ai spus tu până acum. De exemplu, toată această activitate de citit și de petrecut timp împreună și de făcut un ritual de citit Exact. noaptea, seara, spuneai că aveți un ritual, practic, îi oferă copilului deci îi satisface copilului niște nevoi pe care poate el nici nu știe sau nu le conștientizează. De exemplu, nevoia de siguranță și de certitudine. El știe că întotdeauna mama e acolo și îi citește. Și este Exact. un lucru foarte, foarte bun pentru copiii noștri, să știe că au siguranța și certitudinea pe care o găsesc acasă. Apoi, nevoia de varietate, care se îmbină cu această siguranță. Pentru că nu întotdeauna citim despre același lucru, nu întotdeauna citim despre Winnie the Pooh, mai citim și despre alții și așa mai departe. De asemenea, îmi satisface nevoia de conexiune cu părintele. Deci copilul, într-adevăr, Exact. creează o conexiune adevărată cu părintele. Deci este foarte important să avem și să petrecem timpul pe care îl avem împreună cu copiii și să creăm aceste ritualuri. De asemenea, îi dă copilului certitudinea asta de iubire. Deci, părintele îl iubește, îi arată iubirea pentru că își petrece timpul cu el. Bineînțeles că îi oferă semnificație. Sunt important pentru mama mea, pentru tata, că stau împreună cu el. Deci, iată o grămadă de nevoi de bază pe care acest ritual de seara poate fi doar seara, un ritual de 10 minute. Atât de important este să petreci cu copilul și atât de mult te satisface această perioadă de timp petrecută împreună cu el pentru copil. Ana, îți mulțumesc frumos, revin la Numele tine vreau să evidențiez câteva întrebări pe care, nu întrebări, câteva comentarii pe care le văd în direct. Faptul că ascultătorii noștri de la Lectura Azi la CDI ne spun că încurajează lectura prin joc. De asemenea, unul dintre privitorii noștri spune că îți transmite ție că încă te poți bucura de vârsta fetei, pentru că atunci când mediul înconjurător își arată colții, se schimbă datele problemei. Tocmai aici se lucrează, din câte înțeleg, Exact. pentru că dacă poți să pregătești copilul în varianta asta și îl înarmezi, între ghilimele, cu aceste arme bune, arme albe, nu? Ale Exact. valorilor pe care îi le transmit. Creând conexiunea cu copilul și fiind mereu aproape de el, orice se întâmplă, orice presiune din exterior, ajunge cumva să fie povestită, să fie scoasă la iveală. Dar mai mult decât atât, fiind aproape de copii, inspirăm și le dăm încredere să-și dezvolte încrederea în ei. Un copil care are încredere în el însuși nu va fi supus presiunii externe de niciun fel. Va fi capabil să facă față bullying-ului și răutăților lumii exterioare și chiar să schimbe lumea din jurul lui, prin felul său de a fi. Pentru că asta ne dorim, să creștem copii care să schimbe lumea prin ei înșiși. Sigur, de asemenea, o întrebare venită tot de la ascultătorii noștri de la Lectura Azi la CDI. Ei spun așa, câți dintre noi părinții mai oferim o carte cadou copilului? Oare ne este mai ușor să cumpărăm un telefon?
Probabil că probabil că ne dorim foarte mulți dintre noi să le facem bucurii copiilor și, nu știu, uităm că o carte de multe ori este mult mai, până la urmă e și mai ieftină și decât un Da, telefon. dar poate mai mult decât o carte. Cred că dacă îi dai unui copil o carte, dar nu știe cum să o folosească, e ca și cum ai încerca să, nu știu. Deci nu are efect. Trebuie să iei cartea și iei copilul lângă tine și citești o poveste. Cred că este mult mai valoroasă experiența pentru acel copil decât ai oferi o simplă carte. Cu cât este mai mic, cu atât va aprecia mai mult. Însă și copiii mari, dacă avem răbdare cu ei și îi observăm, putem să-i atragem și să îi facem să-și dea acele măști pe care și le-au pus, da, din presiunea societății și a grupului de colegi, de prieteni, și să fie autentici. Asta trebuie să le oferim, autenticitatea, fiind noi înșine și fiind aproape de ei, ei se vor descoperi pe ei înșiși. Mulțumesc din suflet, Ana. Cu siguranță revin la tine. Aș vrea să trecem la a treia parte și cea Sigur. care era, și cea care era în plan de urmare a webinarilor de la forum, a atelierelor de la forum. Și să îi dau cuvântul Mirelei Spiță, care are astăzi, ca invitate, câteva profesoare din participanții de la forumurile Merito. Și anume este cu noi doamna profesoară Violeta Mihăieș de la școala Ploscuțeni din Vrancea, care a participat la atelierul vostru de la Râșnov. De asemenea, este cu noi doamna profesoară Camelia Chirchiboi de la Școala Fănuș Neagu din Brăila, pe care o salutăm și mulțumim că este cu noi, doamna profesoară Gabriela Iancic, de la participantă la forumul de la Gura Râului, doamna Chirchiboi a participat la forumul nostru de la Galați, pentru care îi mulțumesc. Și doamna profesoară Ianci Gabriela, de la Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal din Arad. Cu siguranță nu am spus la fel de repede așa cum s-a prezentat doamna când mi-a spus unde predă. Mirela, te rog. De asemenea, era vorba să vină cu noi doamna profesoară Mihela Dinu, a ajuns. O Încă așteptăm. nu o văd aici, O e în așteptăm mod să vină, sigur. da. Da. Vă mulțumesc că sunteți aici, doamnelor. Mirela, te rog. Înainte să dau colegelor mele minute, timp de părtășie despre experiențele pe care le-au legate de proiectul nostru, proiectul de educație prin virtuți și povești, și despre impactul pe care strategiile pe care le-am livrat în timpul formărilor le-au asupra elevilor, aș vrea să rămân puțin asupra poveștilor din sala de clasă. Spunea Ale că intuitiv și empiric bunicul strângea copiii în jurul focului. Spunea Ana, mai devreme ne spunea tuturor că în fiecare seară în pat sau alături de fiica ei citește povești. Situația se schimbă radical în școală, în sala de clasă, pentru că e necesar să înlocuim și focul, și șemineul, și cana de ceai. Și pentru că nu este nimic mai practic decât o teorie bună, spunea Kurt Lewin, îmi aduc bine aminte numele, prietenul pe care l-am alături atunci când citesc povești elevilor este Roman Jakobson. 1960, în cartea sa despre literație, vorbește despre schema actului comunicării. Și alături de mine este știința atunci când livrez povești copiilor. Și dacă ar fi din cele 6 elemente din schema actului comunicării să mă opresc asupra contextului, aș înlocui focul și cana de ceai de acasă cu o pregătire a cadrului și o pregătire fizică și una emoțională. Și încep cu pregătirea emoțională, înainte de sfârșitul programului, la ora 12, deja pregătesc emoția pentru povestea de a doua zi.
Deja arunc pastiluțe care să-i determine pe copii să ajungă rapid la școală, fără să întârzie, așa încât să fie părtași la primele momente din poveste. Ce mai fac, așa încât să asigur un spațiu atunci când îmi permite povestea, creez un alt context. De exemplu, Fuga la muzeu, am citit-o la muzeul George Bacovia de lângă școala Cuza din Bacău. Iar Charlie și fabrica de ciocolată, am citit capitole la cafeneaua, așa se cheamă, nu? Cafeneaua Santa Cruz din Bacău. Și uite, creez contexte diferite pentru a citi. Dacă în sala de clasă, în timpul orelor, copiii au o anumită poziție, în timpul poveștii se schimbă contextul fizic. Receptorul este necesar să aibă contact vizual cu emițătorul. Ca urmare, schimb băncile, creez un cadru permisiv, așa încât copiii să stea în fața mea și să mă privească. Ce mai facem? În afară de poziționarea grupului de copii, lumina, căldura și aerul. S-a întâmplat odată ca povestea lui Ben Carson, Mâini îndemânatice, să o citesc cu... Era cald afară, geamurile închise, jaluzele trase, așa încât să validez povestea de secvențe din film și după 70 de minute deja au apărut primele emoții în sala de clasă, rău, amețeală și mi-am dat seama cât de important este aerul, cât de importantă este căldura, ventilația, cât de importantă este apa alături, așa încât să asigurăm nevoile de bază, așa și emoțiile să fie ținute sub control, neocortexul să fie deblocat și să poată avea loc învățarea conștientă. Pe altă schemă, pe alt element al schemei actului comunicării, m-aș duce spre emițător și spre funcția expresivă a lui. Și în mod special m-aș duce spre cele 12 tipuri de voce pe care fiecare dintre noi le are. Deținem fiecare dintre noi 12 tipuri. Și dacă mă duc pe sonoritate, este vocea intimă pe care o folosesc atunci când sunt lângă în sala de clasă, lângă colegul meu și în intimitate îi transmit ceva fără să audă nimeni, este vocea de interior pe care o folosesc atunci când mă adresez unui public și vocea de exterior pe care o folosesc în curtea școlii sau în alt context, așa încât să mă fac auzită la un grup mai mare. Și apoi mă gândesc la vocea de stomac și atunci pot să am o voce intimă folosind vocea de stomac, care transmite foarte multă emoție. Pot să folosesc vocea de piept, tot în intimitate sau vocea de gât în intimitate sau vocea de cap, cea care sună și arată a disperare. Și exersând aceste tipuri de voci cu copiii, fiecare tip de voce intimă, de interior, de exterior, cu voce de stomac, voce de piept, voce de gât, voce de cap, uite că am 12 tipuri de voci pe care le folosesc atunci când citesc. Și dacă acasă copilul alături de mine stă în fața cărții și urmărim de la stânga la dreapta șirul de cuvinte și analizăm fotografiile, la școală este imposibil. Și atunci creez un cadru care să-i permită copilului accesul și la informație verbală și la non-verbală. Mâinile, sprâncenele, chiar și mâinile mele devin personaje. Am fata babei care este smerită, fata moșneagului care este mândră și cu mâinile mele dramatizez poveștile sau păpușile fără chip pe care le-am de la Waldorf, așa încât păpușa fără chip făcută din lână poate căpăta orice emoție în funcție de emoția transmisă de autor. Folosesc imagini, folosesc filme care să completeze ideea transmisă de autor. Cam câteva dintre elementele pe care le deține emițătorul și este conștient de ele sunt cele pe care le-am zis acum. Evident că sunt mult mai multe, așa încât funcția expresivă care ține de emițător să fie împlinită. Și dacă mă duc spre receptor, spre funcția lui conativă descifrarea mesajului, spunea Ana mai devreme, întreb copilul cum este, despre ce e vorba, tu ce spui, mă gândesc în mod special la predicții. Predicția pe care o dezvoltăm copilului, pentru că avem și responsabilitatea dezvoltării gândirii critice și a comunicării argumentative,
privind doar pe copertă, despre ce crezi că este povestea? Și vin predicțiile. Și am introducerea cu cele trei elemente, loc, timp, personaje. De ce crezi că autorul acesta a ales acest timp? De ce crezi că autorul a pus un păr blond personajului? De ce crezi că nasul este încoroiat? Oare care sunt elementele care te ajută să intuiești ce se va întâmpla? Și uite cum se dezvoltă și gândirea critică. Și merg mai departe și predicțiile acestea apar și în momentul de intrigă și în momentul desfășurării acțiunii și atunci întrerupem povestea așa încât să implicăm receptorul cât mai mult în poveste. Și m-aș opri în al patrulea rând asupra funcției metalingvistice. Sunt autori care folosesc cuvinte atipice, cuvinte noi pentru copii. Și atunci, obligatoriu, imitatorul intervine în transmiterea poveștii explicând termenul. Astăzi l-am citit despre compasiune. Și evident că nu m-am oprit la cuvântul, adică, da, m-am oprit la compasiune, n-am trecut mai departe, explicându-le cu voce de autor, cu voce de povestitor, ce presupune compasiunea. Ne-am întâlnit astăzi și cu Negrilă, sinceritatea și cu Negrilă și condimentul ăla, tem extraordinar, hai să vedem ce înseamnă și condiment. La fel, fără să simtă copilul, explic cuvântul în povestirea pe care o am. Cea mai frumoasă funcție pe care simt că o are povestea este funcția poetică, cea a mesajului. Multe cărți am citit. I-am citit copilului meu încă din pântec. Pântece, care e forma corectă. S-a născut și am continuat poveștile. M-a văzut citind și și-a deschis și a veioza de pe noptiera ei să citească și ea cartea. Copilul meu are 20 și ceva de ani, nu mai știu vârsta lui, dar știu că a luat piept cu toate problemele acestei lumi și cartea i-a rămas alături. La 7 ani, prima ei cheltuială, prima ei cheltuială a fost pe Legendele Olimpului, luată chiar din Grecia. Și vă promit că dacă aveți modele de lectură și dacă arătați cu adevărat că vă pasă de lectură și iubiți cartea, copiii dumneavoastră, fie de acasă, fie de la școală, vor iubi cartea. Și multe, multe cărți am citit. Nu este cazul să fac reclamă cărților lui Alec, oricum este cel mai bine vândut scriitor de carte pentru copii. Am citit multă neuroștiință și psihologie să le pot explica elevilor mei despre reacțiile în fața unui impact, unei crize, despre multe, multe. Atât de frumos le explica Alec în cărțile lui și am zis, de ce o fi citit eu alte cărți în afară de cărțile lui? Atât de cursiv, atât de frumos intră povestea, atât de frumos vorbește despre virtuți, pentru că proiectul nostru vorbește despre formarea caracterului, atât de clar și de limpede le explică, atât de frumos curge mesajul, încât le citesc copiilor, am abandonat lecturile mele clasice și acum citesc copiilor seria lui Alec și dacă pot share-ui, nu? Aș șerui puțin câteva imagini pe care le am aici. Sper să ajung. Aici este lista cu cele 12 cărți pe care le-am citit elevilor mei în acest an școlar. Am început cu Lafcadio, leul care nu se lăsa pe gubaș. Și am văzut atâtea calități ale personajului și acum, în exprimarea noastră de la matematică, vorbim despre Lafcadio, când vorbim despre excelență sau la comunicare, când vorbim despre sonoritatea cuvântului și curiozitatea pe care el o arăta. Deci, personajele cărților nu au rămas acolo în carte. Ne însoțesc oră de oră. A doua carte a fost Copacul cel Darnic, apoi a fost Lumea lui Onyx, Lumea lui Onyx. Sunt multe cărți pe care le-am citit. E un trofeu, e vitrina noastră cu trofee. Faptul că afișăm cărțile, în afară de faptul că le avem și în bibliotecă, asta e o altă imagine pe care aici este biblioteca clasei, pe dulapul clasei sunt expuse cărțile și uite cum demonstrez clar copiilor că iubesc cartea. Am cărțile expuse la vedere, iar pe peretele lateral e vitrina cu trofei, cu cărțile citite de noi. Și mai multă vitrină cu virtuțile pe care le scoatem din povești.
L-am scris cu litere mari de tipar și am învățat din poveștile noastre despre determinarea lui Lafcadio, despre ajutorul pe care l-a oferit copacul cel darnic, despre grija pe care a avut-o doamna Ctictor atunci când a primit de la feciorul ei un constrictor și l-a numit Ctictor și a avut nevoie să aibă grijă față de șarpe, față de animalul ei de companie, loialitatea din poveștile lui Alec, optimismul. Ne-am întâlnit cu personaje, le-am afișat și acum identificăm pe aceste cuvinte pentru că suntem în pregătitoare și literele mari de tipar. În ceea ce privește virtuțile pe care le scoatem, le avem puse și pe bănci. Am învățat despre dragoste, despre creativitate și loialitate și și-au scris sigle copiii și-au făcut siglă pe bancă cu logo-ul, așa încât să ne familiarizăm cât mai mult cu aceste virtuți. Avem și un fel de spider în spatele dulapului cu virtuțile pe care le-am discutat. Literele sunt mari, ne însoțesc în permanență și în permanență folosim strategiile pe care le-am livrat în timpul formărilor, strategia limbajului virtuților, strategia momentelor de învățare, strategia limitelor, așa încât ne însoțesc aceste virtuți și le punem în practică zi de zi, ceas de ceas. Și în momentul în care se întâmplă să uităm de ele, folosim ghidarea, limbajul virtuților pentru ghidare și ne aducem aminte de personaje. Povestea continuă. Povestea nu rămâne în carte. O luăm după noi și o implementăm în viețile noastre. O trăim zi de zi, facem apel la ele și vă promit că dacă le arătați copiilor, este experiența mea de mamă, copilul meu în continuare iubește cărți, am donat o bibliotecă de vreo 400 și ceva de cărți, am eliberat casa de cărți, am luat un, cum se cheamă, de la de citit pe net, un device, îmi lipsește cuvântul acum, nu știu, 500 de lei am dat pe el, cu gândul că investesc în bani, în cărți electronice și nu mai am carte fizică. Mi-am reumplut, în ultimii ani mi-am reumplut cele două biblioteci din casă cu cărți. Deci copilul continuă să iubească pentru că a văzut valoare și a făcut un caracter și a format un caracter și continuă să meargă pe pașii pe care i-a văzut în lecturile individuale. Mai multe despre povești și despre rolul lor în formarea caracterului, vă vor spune cele patru prietene pe care le-am invitat. Ne-am Înainte, împrietenit în cadrul Mirela, formărilor noastre. Te rog, două Doina. secunde, Mirela, îți mulțumesc din suflet pentru povestea frumoasă. Am stat și am ascultat-o exact ca pe o poveste. Cineva te întreabă ce clasă ai, la ce clasă predai? Acum am clasă pregătitoare. În momentul în care se va umple peretele de cărți, am un manechin înalt cât mine, am numit-o Cititorica și pe Cititorica este o fată care ține un volum în mână. Pe Cititorica avem sulul cărților. Cu seria trecută, în clasa a doua, citisem 52 de cărți împreună în sala de clasă. Au citit apoi singuri acasă peste 170, cel mai bun cititor, a avut 200 și ceva de volume, un 230 și nu mai țin minte numărul, din clasa a patra, citite în 5 ani de școală 200 de cărți. De ce? Pentru că am validat plăcerea aceasta pentru lectură. Și de când m-am întâlnit cu proiectul de formare a caracterului prin virtuți și povești, evaluarea pe lectură nu mai fac pe momentele subiectului epic, nu mai fac pe figuri de stil sau pe ce învățătură ai luat tu în funcție de nivelul clasei sau pe expresii sau figuri de stil sau ce conținuturi aveam la comunicare. Acum le fac pe caracter. Când ai văzut grijă la cum a pus în practică răbdarea? Cum a evidențiat atenția? Și merg pe situații concrete și pe povestire, făcând apel la comportamentele acelea specifice care pun în evidență practicarea unei virtuți. Da, am clasa a doua, 12 cărți, sper să ajung la nu știu câte, dar sper. Minunat, Mirela, îți mulțumesc din suflet. Te rog să dai cuvântul și colegilor noastre. În ordinea forumurilor, cred că forumul de la Râșnov a fost primul. Violeta, te rog. Microfonul este închis, Violeta. Atunci, al doilea forum a fost cel de la Ok, l-am Galați. deschis. Am deschis, da? Perfect. Mă auziți, da? Mulțumesc, Violeta. Da, Ei, foarte nu bine. reușeam. Bună seara și mulțumesc pentru oportunitate.
Într-adevăr, în această vară am aflat despre acest proiect, Educația prin virtuți și povești. Am fost la Râșnov, am participat la un atelier deosebit. Am venit la mine în localitate cu multe idei și cu entuziasm și cu determinarea de a vorbi copiilor mei, începând din septembrie, despre virtuți, de a deschide ușa clasei acestui proiect și virtuților, educației prin virtuți și povești. Ce vreau să vă împărtășesc este o experiență care, până la urmă, tot la povești ne duce, tot despre dragostea pentru lectură și cultivarea lecturii la elevi ne povestește. Împreună cu elevii mei, urmărim lecțiile proiectului Educație la Înălțime. Sunt o altfel de poveste în care copiii efectiv stau cu ochii ațintiți la ecran, nemișcați și sunt captivați de tot ceea ce profesorii Educație la Înălțime le împărtășesc. Prima lecție pe care noi am vizionat-o anul acesta a fost chiar lecția prezentată de către Mirela Spiță și de către colegul ei Micu Bujor, de la ambii de la Bacău, și a fost transmisă de la Delfinariu Constanța. Atunci am aflat că putem participa la un concurs în cadrul lecției și putem câștiga un voucher de 300 de lei, cu ajutorul căruia putem achiziționa cărți de la editura Arthur. Poți să spun editura, nu? Așa. Și a doua lecție, am scris răspunsurile, nu am câștigat. Și atunci am stat un pic și am discutat cu ei și am reflectat și am spus ce trebuie să facem, de ce avem nevoie, de ce virtuți, pentru că oricum noi discutam și tot timpul învățam despre virtuți la școală. Avem nevoie de răbdare, avem nevoie de atenție, avem nevoie de determinare. Astea au fost răspunsurile lor. Am hotărât să ne pregătim înainte de aceste lecții, pentru că știm care este. Suntem anunțați cu o zi înainte despre ce temă vor discuta și vom afla despre subiectul discutat, prezentat. Și copiii s-au hotărât, s-au pregătit, nu toți s-au pregătit, o parte dintre ei. În dimineața respectivă împărtășeau rezultatele cercetărilor și celorlalți copii, colegi din clasă. A fost și a treia încercare și nu am reușit. Și am reușit a patra oară, când a fost o lecție super frumoasă, super interesantă despre lilieci. Și, într-adevăr, am reușit să câștigăm acel voucher de 300 de lei. Am discutat după aceea cu copiii și la fel de ce virtuți am avut nevoie. Și la fel, copiii au enumerat angajamentul, determinarea, încrederea, răbdarea, responsabilitatea, perseverența și generozitatea. De ce? Pentru că acele cărți pe care noi le alegeam vor fi împărțite și cu ceilalți colegi. Nu numai, nu vor fi doar acelor care s-au pregătit și au cercetat. Povestea a continuat, am primit voucherul, vineri, imediat a doua zi, deci a doua, a treia zi, vinerea, am
ales împreună cu ei cărțile. Și cărțile au venit foarte repede. Închipuiți-vă entuziasmul cu care am deschis pachetele acelea cu cărți. Nici nu au venit odată, au venit pe rând. Nu mai puteau, nu mai aveau răbdare, și spuneau: Doamna, când vine? De ce n-au venit ambele pachete odată? Și noi practicăm lectura, așa cum spunea și Mirela, nu doar acum, prin intermediul acestor cărți primite, aceste oportunități, dar permanent la ora de lectură citim cărți, copiii prezintă cărți, prezintă fiecare cât un capitol citit din cartea pe care o citim, eu știu, timp de o săptămână, două, în funcție de cum avem timp. Și am avut surpriza să spună: Doamna, am terminat cartea, vă rog frumos, pot să iau o carte din cele comandate? Și m-am bucurat foarte mult că le-am putut trezi dragostea pentru lectură. Excelent, Violeta. Vorbim Excelent. Să înțeleg clar că momentul pe care îl prezinți este despre o poveste reală. Da, Puteți este o forma poveste reală. caracterul și prin povești reale despre situații de viață. Cu așa cum putem forma caracterul prin povestea fraților Wright, inventatorii aripilor de avion, care au arătat perseverență după 120 de modele, povestea lui Ben Carson, uite o poveste reală despre copii din mediul rural, coordonat de Violeta Mihăieș, care au pus în practică atât de multe virtuți, așa încât să câștige premiul acela. Îți mulțumim tare, tare mult, Violeta, pentru povestea reală de viață. Și acum o invităm pe Camelia Mulțumesc să și ne eu. spună despre strategiile pe care le-a folosit, despre povești, despre cum funcționează și care este impactul acestui proiect asupra copiilor cu care lucrează anul acesta. Te rog, Amelia. Microfonul nu? Atunci pe Gabriela, participantă la forumul de la Gura Râului. Ok, Gabriela, microfonul este deschis. Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor. Mulțumesc, Mirela, pentru că m-ai ajutat să-mi îmbunătățesc acele strategii de educare a caracterului elevilor mei. Eu sunt preocupată de educarea caracterului încă din anul 2001, de când am făcut parte din echipa pilot de implementare a proiectului Caracter First. La început am lucrat educarea caracterului ca disciplină opțională. După care mi-am dat seama că, de fapt, nu putem educa caracterul într-o singură oră pe săptămână, avem nevoie de caracter în fiecare minut și în fiecare clipă din viața noastră. Așa că mi-a fost de un real folos momentul introducerii acelei predări integrate la ciclul primar, când nici viața nu e împărțită pe discipline și avem nevoie de caracter în fiecare moment. Și mi-am dat seama că, de fapt, dacă picur caracterul în fiecare zi, câte puțin, pe elevii mei îi ajută să-și formeze caracterul fără să-și dea seama ce se întâmplă, de fapt. Ce înseamnă povestea în formarea caracterului? Păi e ceva extraordinar. Înainte de a participa în urmă cu 12 zile la forumul Merito de la Gura Râului, aveam și noi câte o poveste, câteva minute în fiecare zi de educarea caracterului. Spunea domnul Alec Blanche ceva ce pentru mine a fost o revelație. Și eu mă întrerupeam din lectura unei povești pentru a discuta cu ei. Elevii mei acum sunt în clasa a doua. Nu mai trebuie să mă întrerup eu, că mă întrerup ei. Și spun ei tot ce au de spus referitor la personaje, la caracterul personajelor, la tot ceea ce se întâmplă, ce e cartea pentru ei. E cel mai important lucru. Sunt în clasa a doua. Sunt încă la început. Nu știu cum să spun, dar le place să citească. Avem o bibliotecă. O mini-bibliotecă în sala de clasă, avem niște perinuțe, avem un colț de relaxare și în pauze preferă să meargă să-și ia o carte din bibliotecă, să stea să citească. Uneori citesc împreună și discută. Primul proiect pe care l-au avut de îndeplinit în clasa a doua a fost prezint o carte și convingeți colegii să o citească, fără să le spui prea multe amănunte despre acea carte. Nu ne-au ajuns o oră. Pentru că ei au fost atât de entuziasmați și au prezentat atât de frumos. Am
le-am cerut să creeze și o altă copertă a cărții, ca să-și aducă și ei puțin, să-și pună și ei puțin amprenta asupra ceea ce au citit și să văd care e viziunea lor asupra cărții. Și au avut puține minute la dispoziție. Fiecare dintre ei s-a pregătit extrem de minuțios. Au spus exact esențialul, au primit întrebări și erau tentați la un moment dat să răspundă tuturor întrebărilor din partea colegilor și se găsea câte un elev în clasă să spună, nu spune tot, spune, citește cartea și apoi discutăm. Deci a citi este ceva extraordinar. Mulțumesc, Mirela, pentru ceea ce ai adus nou în formarea caracterului elevilor mei. Dacă până acum corectam caracterul, prin încurajare și recunoaștere, acum am adăugat și acea ghidare, nu doar corectare, încurajare și recunoaștere, dar ghidarea mă ajută extrem de mult, nu mai vorbesc de acea matriță a limbajului virtuților. Încă mi-e greu, pentru că voi lucrați pe 51 de virtuți, noi lucrăm pe 10 trăsături de caracter, unele legate de responsabilitatea personală, altele legate de interrelaționare, dar, cum să spun, caracterul e același, indiferent pe ce lucrăm, iar aceste virtuți, aceste 51 de virtuți se regăsesc în proiectul pe care noi lucrăm la nivelul școlii noastre, iar povestea e de bază. Sunt doar 12 zile de Da. la participarea la Gurarului, cu siguranță voi aprofunda și mai mult acest proiect și ținem legătura, pentru că e ceva extraordinar ce faceți dumneavoastră acolo și sperăm să ne alăturăm și noi cu întreaga școală. Mulțumesc tare mult, Gabriela. Țin să mă justific, mi-a mulțumit mie pentru că am fost formator la grupa în care a fost Gabriela. Mulțumirile le adresăm lui Alec Blanche, care a dus proiectul în Sigur, țară, un tuturor. proiect care este pus în practică de 35 de ani în peste 135 de țări la nivel mondial. Am preluat practica lor, am preluat experiența lor. Datorită lui Alec am cunoscut proiectul și tot datorită lui Alec și Anei, care în asociație au gândit proiectul, am rostogolit, îmi place tare mult să spun, să rostesc cuvântul, am rostogolit ideea, pentru că impactul este unul imediat, este vizibil, este măsurabil. Atunci când copilul conștientizează care sunt comportamentele specifice care pun în practică o virtute. Și da, am gândit împreună în proiect cu o echipă de 10 oameni o strategie de implementare a proiectului. Am dezvoltat cele 5 strategii specifice proiectului EVP și ne bucură că ați fost parte la instruirile noastre. Mulțumim, Camelia. mulțumesc tuturor. Camelia, sigur ești. Ok, mulțumesc, Acum Camelia. aud, nu știu Experiența ta, dacă te mă. rog. E Nu foarte știu bine, dacă. Camelia. E Da? foarte bine, te auzim, da. Gata, bună seara. Îmi cer mii de scuze că s-a întâmplat așa. Tehnica ne mai joacă feste. Atelierele Meritul la care am participat la Galați cu puțin timp în urmă m-au prilejuit participarea, de fapt, la două cursuri care, iată, au avut legătură între ele. M-am dus la ascultare activă și m-am dus la educația prin limbajul virtuților și povești. Cum poți să asculți povești dacă nu ești un bun ascultător? Dacă nu recepționezi ceea ce ți se transmite, dacă nu faci parte integrantă din actul acela al povestirii? Clar, dacă stăm să ne gândim un pic etimologic, povestirea înseamnă istorisire, înseamnă relatare, înseamnă născocire și cumva toate expresiile care se leagă de povestire, a ajunge de poveste, a se apuca de poveste, duc cu gândul cam la același lucru, la istorisire. Dacă m-aș gândi la rolul poveștilor, aș găsi multiple semnificații, pentru că, așa cum se spunea puțin mai înainte, povestea apropie în primul rând copilul, nu numai de părintele care începe, e primul care începe a-i povesti copilului, dar l-apropie și de cadrul didactic. Eu anul acesta am o experiență inedită pentru faptul că am preluat o clasă a patra și iată că poveștile pe care le spun copiilor mei la clasă, în diferite situații, m-au apropiat mult de ei. Copilul are capacitatea de a găsi soluții, eu știu, de a-și dezvolta imaginația, de a verbaliza, de a face distinția între anumite
lucruri, între bine și rău, între frumos și urât. Uneori îl ajută să scape de fobii, alteori îl ajută să învețe de fapt despre propriile lui limite și nu în ultimul rând să-și modeleze caracterul, pentru că iată, ia contact cu virtuțile despre care vorbim și în proiectul promovat de Alec Blenche, de cărțile pe care el ni le oferă cu generozitate. Sunt multiple situațiile în care folosim poveștile. Spre exemplu, copiii de la clasa mea ascultă aproape cu gura căscată poveștile mele din copilărie, pline de năzbâtii, pline de emoție, și a fost un prilej bun de a mă apropia de ei, pentru că, iată, au construit relația mea cu ei doar în două module, în două perioade de învățare pe care le-am traversat. Poveștile apar nu numai în lecțiile de limba și literatura română, în orele de lectură, dar și, eu știu, în cadrul unor discipline opționale. Eu anul acesta mi-am fixat o disciplină opțională bazată pe lectură. Anul trecut am folosit și, din păcate, mai puțin anul acesta, dar am să încerc să mă străduiesc, am folosit minutul de lectură utilizând telefoanele, folosind o aplicație care se numește Nabu, unde găseam cărticele cu diferite lecturi mai scurte și aveam în fiecare zi, eu îi spuneam generic minutul de lectură, cam 5 minute de lectură pe care le petreceam împreună cu copiii în clasă, indiferent de disciplina pe care o aveam de studiat la prima oră. Am utilizat anul acesta iarăși într-o activitate, am participat la o activitate cu copiii mei legată de lectură și de citit cu o asociație din Galați. O activitate inedită pentru că lectura pe care am folosit-o la clasă ne-a prilejuit și alte activități legate de arte vizuale, legate, eu știu, de cum construim relații între noi, cei din clasă. Încercăm să folosim orice modalitate care ne apropie de copii. Și pentru că se vorbea de rolul povestitorului și de celuia care citește, pentru că putem citi sau putem povesti liber, copiii de la mine, de la clasă, au spus la un moment dat, au fost uimiți, de fapt, când anul acesta, citindu-le și intrând în pielea personajelor, au spus: cum reușiți să vă modulați vocea de așa manieră încât odată să fiți personajul X, odată personajul Y. Doamna învățătoare, erați bună de actriță. Cele Același lucru 12 folosesc. tipuri de voce. Da, Cele același 12 lucru. tipuri, Da, eu am recunoscut, Mirela, în da. traseul pe care l-ai folosit tu și m-am regăsit în diferite ipostaze. Pentru că vorbim despre virtuți, culmea este, astăzi la disciplina mea opțională, am citit copiilor despre coincidență, Mirela, asta este sinceritate. Cine grilă? Da, și vreau să vă spun că toată ora aceea de la disciplina opțională mi-a prilejuit o discuție amplă despre sinceritate, despre minciună, când mințim, de ce mințim, pe cine mințim, e cineva care n-a mințit niciodată, minciuna aceea spusă pentru a face un bine. Și apropo de povești, astăzi am avut la limba și literatura română scrierea unui text despre un portret, de fapt despre personaj, mai bine spus caracterizarea personajului care nu mai apare la noi în programa școlară, dar care la clasa a cincea trebuie făcută. Și aveam acolo o fetiță, Dina, de care părinții nu prea se ocupau foarte mult, deși recunoșteau cumva talentul fetiței în ceea ce privește imaginația. O fetiță care era trasă de codițe la școală, căruia copiii făceau așa tot felul de șicane pentru că o trăgeau de cordon și tot timpul ea părea o dezordonată, dar nu pentru că ar fi fost, ci pentru că ceilalți aveau ceva cu ea. Și ce făcea fetița aceasta?
În fiecare seară mergea acasă, când părinții o trimiteau, du-te dincolo și gata, e prea târziu, haide, pleacă. Ea intra se ducea în camera ei, închidea ochii și își imagina tot felul de personaje, ba chiar pe peretele pe care lumina din camera părinților se proiecta ușor, ea imagina aceste personaje și copiii au rămas așa uimiți. De ce a ajuns din ea în lumea aceea de poveste? Cum reușea ea să dea naștere atâtor personaje, faptul că fetița avea imaginație. Până la urmă, poveștile au rolul lor în ceea ce privește, eu știu, sentimentele, emoțiile pe care și le, modul în care și le gestionează copiii, lumea în care și noi, oamenii mari, călătorim de multe ori. Nu este mai puțin cunoscut faptul că mie îmi place să scriu, că am exercițiul scrisului în fiecare zi, e o altă parte a, eu știu, a persoanei mele, și că deseori le citesc copiilor mei texte scrise de mine, sunt curioși să afle lucrul acesta, și că am în pregătire o carte, Pastile pentru mari și mici, pe care sper ca la anul să o scot așa la lumină și să-i fac și pe copiii de la clasă de la mine să se bucure și nu numai pe ei. Mulțumesc frumos! Mulțumim, mulțumim și noi, Camelia, tare mult pentru intervenția ta și o scurtă intervenție, Mihaela Dinu, colega mea din CUZA, despre ce înseamnă proiectul EVP în sala ta de clasă, te rog, așa încât să avem timp și pentru întrebări din partea celor care astăzi ne-au dăruit din timpul lor. Te rog, Mihaela Dinu. Bună seara! Sunt recunoscătoare că particip astăzi la această acțiune și sunt recunoscătoare că fac parte din proiectul EVP. Pentru mine, acest proiect este și pentru dezvoltare personală, pe lângă faptul că este dezvoltare profesională în același timp. Am intrat în acest proiect din nevoia de a învăța cum să cresc motivația pentru învățare a elevilor mei, cum să le dezvolt responsabilitatea, empatia și respectul față de ceilalți, lucruri care nu mai par atât de importante în ultima perioadă. Cuvântul cheie, după cum au spus și antevorbitorii mei, este caracterul, componentă esențială a personalității. Și tot de la curs, când am făcut alfabetizarea din vară, am învățat noi acolo, caracterul este prins, este căutat și mai ales este predat. Ca să știu să predau caracterul, atunci am nevoie de resurse și strategii care să mă ajute pe mine să fac acest lucru cât mai bine. Și astfel am învățat limbajul virtuților, cu cele patru moduri și promisiunile bazate pe virtuți limite și folosirea consecințelor educative. Elevii de clasa pregătitoare, mai ales, cred că era momentul cel mai potrivit să intru în acest proiect, pentru că am elevi de clasa pregătitoare, ei sunt micuți și eu cresc odată cu ei prin intermediul acestui proiect. Elevii de clasă pregătitoare sunt interesați de noutate, noutate este cuvântul cheie pentru ei la această vârstă, iar poveștile, jocurile de rol și toate acțiunile pe care noi le avem la resurse îi ajută să conștientizeze virtuțile pe care le au, pe care deja le posedă și prin accentuarea acestora, atunci când folosesc limbajul virtuților, se implică direct în activități, explorează problemele etice, rezolvă conflicte în mod echitabil și găsesc soluții la unele probleme care inerent apar. Se creează premiza unui climat pozitiv și mai ales etic, iar dezvoltarea empatiei este un lucru tare important. Recunosc că demersul este dificil pentru că și eu învăț odată cu ei. Trebuie să reiei permanent, să corectez, dar până la urmă sper că o să reușesc și eu odată cu ei. Exersarea e cheia și poveștile nu au doar rol formativ, educativ, instructiv, ci au și rol terapeutic, cum au accentuat și colegele de mai înainte. Mulțumesc pentru Mulțumim tare, oportunitatea tare de a mult. participa la această întâlnire. Mulțumesc frumos!
Doina, ai Mulțumim din suflet. microfonul acum. Da, mulțumim din suflet. Vreau să vă spun că sunt atât de multe reacții și atât de multe comentarii la ce am spus, la poveștile noastre de aici, încât efectiv nu mai reușim să facem, să le vedem pe toate. Am selectat dintre ele un comentariu al unei colege din Republica Moldova, deci vreau să vă spun că suntem urmăriți și din Republica Moldova și ne urmăresc și din Italia, sunt spectatori. Aș vrea să, care doamna Olesia Rotar spune, întreabă despre care 51 de virtuți vorbeați, ne oferiți și nouă un suport. Eu am oferit site-ul de la Eduvit și cred că dacă oamenii se abonează acolo la newsletter, vor găsi în e-mailul lor periodic newsletter care le va aduce, mă rog, tot ce înseamnă resursă în mod gratuit. De asemenea, doamna Cristina Dascălu întreabă dacă putem da mai multe informații sau link-uri unde putem afla informații despre subiect. Cred că acolo este locul cel mai potrivit. Am vorbit în seara asta despre utilizarea poveștilor în construirea caracterului la copii de clase primare. Eu sunt convinsă că lucrul acesta se poate face și la copiii de gimnaziu și la copiii de liceu. Vorbeam când ați fost toți trei la Forumul Merito de la Galați că acest lucru se poate face la orice vârstă. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ne-a mai întrebat cineva dacă avem câteva recomandări de cărți care să stârnească dragostea pentru lectură la clasa a treia. Dacă are cineva recomandări și le poate face, vă rog. În primul rând, Doina, așa câteva lămuriri Da. organizatorice pentru cei care au întrebat despre cum poate să obțină mai multe informații. Într-adevăr, pe site-ul nostru eduvit.ro, dacă se abonează acolo la newsletter, vor primi niște căi, niște direcții. Noi și noi suntem asaltați în acest moment ca și organizație de foarte mulți oameni interesați. Și a trebuit să ne reinventăm și să grăbim puțin procesul de creștere ca să putem să răspundem pozitiv la cât mai mulți oameni. Și de asta cea mai bună variantă acum este să primim solicitarea voastră prin abonarea la newsletter și apoi veți primi niște direcții despre care sunt următorii pași pe care puteți să-i faceți chiar să accesați proiectul nostru, care momentan este chiar și în avizare la CCD Galați. Sperăm să primească avizarea cu ore, nu? Așa se spune. Da, deci pregătim un curs la Casa Corpului Didactic din Galați împreună cu Alex și Ana Maria și Mirela, un curs despre acest lucru la care veți putea afla foarte multe lucruri foarte frumoase și utile pentru clasele dumneavoastră. Da, și deci, Recomandările de cărți, da. deși nu e frumos să mă recomand pe mine, dar știu din practică, din tot ce s-a întâmplat în acești 7 ani de când scriu, că seria Călătorile de Eros a ajutat foarte, foarte mulți părinți, profesori și a deschis apetitul multor copii. Este o serie care, prima parte, este formată din 4 cărți: Eros și Valea Răbdării, Eros și Valea Generozității, Eros și Valea Iubirii și Eros și Valea Recunoștinței, care duce un erou, un copil, prin 4 văi magice, ajutându-l astfel să se descopere pe el, să-și descopere aceste puteri interioare. Este o lectură care nu are un antagonist. Singurul lucru care el se luptă este el însuși, încercând să devină mai bun cu fiecare pas pe care îl face, și cred că este o carte cu care se poate începe foarte bine aventura în lumea poveștilor. Te atrage, te cuprinde, îți dorești ca eroul să răzbată. Eroul la început este un copil normal, cu toate provocările de caracter pe care le are orice copil, și aceste aventuri pe care el le are în văile magice îl transformă și îl fac să-și crească aceste puteri interioare.
caracterul. Dar, cum a spus Ana, cred că cel mai important este să găsim pasiunea copiilor și să lucrăm acolo. Eu fac de multe ori acest test când mă duc în vreo clasă, întreb care este copilul care nu-i place să citească. Și mereu, cam 10% așa dintr-o clasă fac un pas în față, vreo 2-3, și iau pe fiecare pare și întreb care e pasiunea ta, ce îți place să faci și spun dacă ți-aș aduce acum o carte despre fotbal, despre informatică, despre box. Am întâlnit o grămadă, am găsit un băiețel care era chiar la Bacău, într-un sat. Era boxer, fan box. Nu, eu nu citesc, ce să citesc? Și am zis, uite, ți-aduc acum o carte despre care e boxerul tău preferat. Păi, nu știu care, o carte despre viața lui, cum era el când era mic, ce năzdrăvenit făcea, în care el să se regăsească, să regăsească și pasiunea, dar și emoția. Ai citit și niciunul n-a spus nu. Și niciunul n-a spus nu. Este incredibil cum cărțile transformă copiii, indiferent de statutul lor sau de situația. Nu numai copiii pot să adaug că Ba, sunt transformați, cărțile, copiii poveștile mici ne și mari. transformă și pe noi, cât de mari suntem, stăm și ascultăm, după cum vedeți, povești și Da. ascultăm povești atât de fascinați, cel puțin povestea asta, am ascultat-o, povestea din seara asta, am ascultat-o atât de fascinată, încât nici nu știu când a trecut aproape o oră jumate pe care ne-am Să mai spun propus-o. ceva. Da, sigur, era vorba de ce a rămas nespus. Asta am vrut să vă Da. întreb pe fiecare dintre voi. Bun, să termin eu ca să las Da. doamnele. Poveștile, am descoperit și mi se pare fascinant, poveștile creează dependență. Deci poveștile creează dependență. Creierul este dependent de povești. De asta și ne place să ne uităm la seriale, la filme, la tot felul de lucruri, să auzim povești. De asta ne suntem curioși unii despre alții, de asta mai și bârfim unii despre alții. Suntem dependenți de povești. Noi am fost în Danemarca am fost invitați acolo să susținem două spectacole în două orașe diferite și am cunoscut niște povești extraordinare ale unor fete românce plecate la studii în Danemarca și au făcut acolo master și au rămas, au căsătorit cu danezi și primul lucru pe care am vrut să-l aflu când ne-am întâlnit, am dat, care e povestea ta? Exact așa, care e povestea ta? Pentru că ce e mai frumos decât să afli o astfel de poveste? Și am întâlnit chiar o doamnă foarte drăguță, Aurelia, care mi-a spus din start că ea este o fată din Tecuci. Deci fiți atenți, o fată din Tecuci, 5 surori, tatăl electrician, mama barman, vara era la sapă pe câmp și a ajuns să locuiască în cea mai importantă zonă din Copenhaga, pe Friedrichs Mountain, nu știu cum. Felix Și, Park. atât de multă emoție și atât de multă putere era în povestea ei, vrea să-și scrie această poveste. Și o să-mi scriu această poveste care se numească De la sapă la Friedrichs Park. Ce putere mai mare să existe care să poată să conecteze oamenii și să poată să creeze relații și să ne umanizeze și să dea sens vieții decât această zonă a poveștilor. Mi-a rămas în minte și în suflet și cred că nu o să uit niciodată bucuria ei cu care povestea și mândria ei de a spune de la sapă la Friedrichs Park. A fost, și asta vă sfătuiesc. Când cunoașteți oameni noi, întrebați-i, care e povestea ta? Azi am avut o întâlnire cu niște copilași dimineață în Zoom și am primit cea mai frumoasă întrebare pe care am primit-o vreodată, pentru că mereu copiii vor să mă întrebe și am primit tot felul de nebunii de întrebări. M-a întrebat cineva câți bani câștig, ce fac în timpul liber, cum îmi vine inspirația. Și azi o fetiță s-a ridicat, s-a uitat la cameră și m-a întrebat, cum te simți? Nu mi-a venit să cred, m-a întrebat, cum te simți? Și m-am gândit, Doamne, ce frumos! Uite, un copil căruia îi pasă de mine cum mă simt. Probabil m-am văzut mai obosit după săptămâna asta în care am fost plecați. Și păsat cum mă simt. E extraordinar să putem să ne conectăm, iar poveștile sunt contexte unice de a crea. Într-adevăr, sunt și este și o explicație științifică pentru care poveștile creează dependență. Citeam zilele trecute că în timp ce mă documentam despre
povești. Așa și spunea, am găsit undeva informația că cititul poveștilor sau ascultatul poveștilor creează, stimulează secreția de dopamine, de oxitocină și deci din acest hormonul fericirii și cu alte cuvinte, din acest motiv chiar creează dependență. Mulțumesc mult, Alec. Ana Maria, ce a Vreau rămas doar de să spus? spun că, așa cum avem parte de povești în fiecare zi, noi înșine suntem personajele proprii noastre povești pe care putem să o scriem în fiecare zi alături de copii prin alegerile pe care le facem. Ceea ce facem azi va influența copilul de mâine și va scrie o poveste frumoasă din familia fiecăruia. Vă mulțumesc pentru invitație, a fost minunat. Am aflat multe lucruri inspiraționale. Minunat sunteți voi, Mirela, Ce a rămas de poveștile la spus clasă. pare cronofag să citești elevilor zi de zi. Astăzi n-am mai citit la 8 și un sfert poveste, am citit-o mai târziu și mi-au cerut să o citesc. Nu e deloc cronofag, doar pare. Formezi caracterul și apoi pe un caracter format poți aduna achiziții academice câte îți dorești. Am consumat timp cu formarea caracterului, sunt mulțumită acum că am redevenit învățătoare și că pot să desfășor normal o oră fără plânzete, fără izbucniri, fără. Și faceți-o. Spun în formări, nu ne credeți pe cuvânt, faceți-o. Citiți zilnic copiilor să vedeți cum înfloresc și cum puteți zidi pe ceea ce citiți și puteți construi caractere frumoase. Și achiziții academice, nu? Că ne așteaptă competențele și examenele. Mulțumesc tuturor. Am să mai spun încă o dată aici, pentru că este multă lume, deja am primit întrebări despre cursul nostru de la CC de Galați. La momentul la care vom avea avizul Ministerului, cu siguranță vom anunța și pe Facebook, și pe link-ul, și pe site-ul nostru și veți afla toate aceste amănunte. Cu acestea fiind spuse, povestea noastră din seara asta se încheie aici. Vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să veniți și să ne povestiți despre cum duceți voi poveștile în clasă, acasă și peste tot și cum vă însoțesc ele. Mie îmi plac poveștile și eu scriu povești, încerc să scriu povești așa, pur și simplu ca un hobby. Vă mulțumim, vă îmbrățișăm și vă așteptăm la următorul webinar, pe care sunt convinsă că îl vom face tot în această formație, ca un alt follow-up la forumurile, la atelierele pe care le desfășurați la forumuri. O singură întrebare mai am. Care este următorul forum la care vă duceți să participați? La Bacău! Ha, superb, superb, acolo vin și eu. Cu siguranță voi veni. Deci vă așteptăm la forumul de la Bacău, așteptăm informații. Așteptăm februarie, începutul lui februarie, 2-4 februarie, Bacău. Mulțumim tuturor, vă lăsăm cu poveștile noastre și poveștile voastre de viață. Mulțumim frumos tuturor și vă mulțumim că ne urmăriți și că sunteți alături de Casa Corpului Didactic Galați, ca de fiecare dată. Mulțumim frumos, la revedere! La revedere!